La școala sportivă specializată numărul 7 de șah și joc de dame s-a încheiat cupa deschisă a municipiului Chișinău la șah Blitz. Competiția a fost una specială pentru că au participat și campionii naționali Ruslan Sultanic, care a ocupat prima poziție, și Sergei Vedmediuc, ce s-a clasat pe locul 3. Treapta 2 a fost obținută de Andrei Macovei. Наш состав по сравнению с быстрыми шахматами несколько усилился, верхушка, так как пришли играть неоднократные чемпионы республики Салтанич Руслан и Медведюк Сергей, международные мастера, явно усилили верхушку турнира. По-прежнему много детей играют в нашем турнире. Более половины состава – это дети, воспитанники шахматной школы. Вот, для них это очень хороший урок – встретиться с мастерами, потренироваться. La feminin, cea mai bună s-a dovedit a fi Valentina Verbin, urmată în clasament de Valentina Rotaro și Janeta Palii. Trebuie experiență la Rapid și la Blitz să-mi măresc elo. Am pușcat și cu jucători buni la Rapid și am mușcat variante noi ca să experimentez. Janeta Palii, aflându-se la prima evoluție la acest turneu, a reușit să obține un loc pe podium. Tânăra șahistă a menționat despre scopul său la această competiție. Este puțin complicat pentru mine că sunt așa de multe runde, dar încetişor o să-mi fie mai ușor și cu mai multe participări o să ajung mai departe. Scopul meu este să ajung cât mai departe, să pot să ajung la un nivel foarte mare și să nu mă opresc numai acolo. Directorul școlii sportive de șah și joc de dame numărul 7, Ion Gărneț, ne-a oferit mai multe detalii despre cupa municipiului Chișinău la șah Blitz. La competiție au participat mai multe persoane din domeniul șahului, inclusiv la nivel internațional, adică sunt maestri internaționali, sunt și copii medaliați la campionatele naționale și internaționale, deci este un turneu pe măsură, cu care în principiu noi considerăm că este unul reușit. Participanții care au reușit să urce pe podium s-au ales cu diplome și premii bănești. Cupa municipiului Chișinău la șah Blitz se desfășoară anual, iar participarea la acest turneu a fost gratuită.